Sfântul Mucenic Zosima 4 ianuarie Sfântul Mucenic Zosima, monahul cel din Cilicia, în pustie a locuit cu fiarele, iar Dometian Igemonul, primzându-l pentru Hristos, l-a chinuit și a făcut pe Atanasie comentarii sie să creadă în Hristos, pentru că chinuindu-se Sfântul Zosima, un leu din pustie a alergat la priveliște și cu glas omenesc a grăit, înfricoșând pe toți. Văzând aceasta, Atanasie a cunoscut puterea lui Hristos, a unui adevăratului Dumnezeu, și a crezut în el. Deci, amândoi s-au sfârșit în munți, unde o piatră, despicându-se și intrând într-însa, și-au dat sufletele Domnului.